Asta e steaua! Domnule Radu Doi, ce însemna totuși câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu dumneavoastră în echipă? Sigur, ne leagă amintiri frumoase, deosebite pentru acea perioadă când Steaua a ajuns să câștige Cupa Campionilor Europeni. Din păcate au trecut ani, dar noi totuși am rămas cu amintirile frumoase, am rămas cu acea perioadă în care fotbalul românesc reprezenta ceva, mai ales la nivel internațional. Care a fost statutul echipei? A fost un colectiv foarte bun din punct de vedere sportiv. O echipă bună, cu fotbaliști buni, antrenori buni. Am avut toate condițiile de care aveam nevoie pentru a face performanță. Un colectiv unit, un colectiv care a știut să gestioneze momentele astea importante și ați văzut și noi astăzi, în final am câștigat Cupa Campionilor Europene. Ați intrat pe parcurs în acea celebră finală. Dacă trebuia să executați lovituri de la 11 metri, aveați emoții? Erați un bun trăgător de la 11 metri? Într-adevăr, am fost introdus să încerc să bat primul 11 metri. Eram un specialist în executarea loviturilor de la 11 metri, m-am simțit foarte obosit atunci când am intrat neîncălzit și am refuzat pur și simplu să bat eu primul. Le-am zis că Naremi s-a cam supărat pe mine și avea dreptate, trebuia să încerc. Îmi pare rău că totuși n-am avut curajul ăla să execut primul penalti. Dar a fost mai bine până la urmă. Care a fost cel mai bun prieten la dumneavoastră în echipă? Pot să spun regretatul Ilie Bărulescu, era mai aproape pentru că am copilărit, am jucat împreună foarte mulți ani, de mici copii, ne cunoșteam foarte bine, colaboram foarte bine, un om deosebit. Păcat că s-a plecat prea devreme dintre noi. Domnule Lăcătuș, ce se mai poate spune după 38 de ani despre această seară memorabilă din 7 mai 1986? Cred că ar fi multe de spus dacă stăm să ne aducem așa aminte de tot parcursul Stelei în acea perioadă. Sunt multe de povestit. Sigur că nu am avea timpul poate necesar să le discutăm, dar putem spune încă o dată și nu numai noi faptul că am reușit cea mai mare performanță din fotbalul românesc și cred că va fi foarte, foarte greu ca cineva să mai ajungă în situația în care să cucerească trofeul Cupa Campionilor. Și rezultatele obținute de Steaua în acea perioadă, sigur că ne-au făcut mândri și pe noi și pe toți suporterii noștri, conducerea clubului, în general iubitorii de fotbal din România, pentru rezultatele pe care noi le-am obținut în acea perioadă. După ce ați câștigat Cupa Campionilor Europeni, Supercupa a părut mai ușoară, erați mai încrezători? Bine, nu poți să spui în momentul când joci contra unei echipe cum era Dinamo Kiev. Sigur că lucrurile nu stăteau deloc simple. Era o echipă foarte puternică, dar faptul că ai câștigat Cupa Campionilor, sigur că îți dă mai multă încredere. Adică nu mai ajungi în situația în care să stai să te gândești foarte mult că poate adversarii ar putea fi mai buni decât noi. Pentru că trebuie să recunoaștem faptul că în acea perioadă echipa era formată din niște jucători extraordinari de un nivel atât tehnic și tactic foarte, foarte ridicat și cred că puteam să ne batem cu orice echipă din Europa și din lume în acei ani. Și asta am demonstrat-o pe parcursul anilor. Sensei, mulți dintre jucători au spus sub acoperire că de fapt cel mai mare adversar a fost dumneavoastră, care i-ați chinuit cu pregătirea fizică, e adevărat? De chinuit nu știu dacă am chinuit, de făcut am făcut suficient de multe lucruri ca să putem ajunge acolo unde am ajuns. Acum mie nu mi-au spus, înseamnă că au fost chiar sub acoperire. Care era cel mai harnic și care era cel mai chiulangiu? Nu mi s-a întâmplat niciodată să am cu cineva vreo problemă sau ceva, toți au muncit, toți au făcut, mai ales când și-au dat seama că lucrurile evoluează pozitiv și că făcând treaba asta au de câștigat. Toți au venit în întâmpinare, eu eram acolo, am făcut lucruri împreună, fiind mai puțin de acord de ei în prima perioadă, eu
venind pentru ele. Dumneavoastră erați răspunzător numai cu partea fizică sau și cu partea psihologică imprimată din artele marțiale? Ceea ce, mă rog, s-a stabilit mai târziu de către cei din exterior este faptul că suntem primii în lume care am făcut pregătire psihofizică și pregătire cu altcineva venind în alt domeniu. Pentru că până la noi, până când Steaua, mă rog, a făcut acest lucru cu mine ca preparator psihofizic, toți ceilalți, absolut toți ceilalți și oriunde și în toate sporturile erau antrenorii secunzi care făceau pregătirea fizică, iar cea psihologică în general se consideră că antrenorul principal este cel care știe atât de multe lucruri încât face de toate. Nu e adevărat, în general sunt oameni care sunt mai bine pregătiți și trebuie lăsați să-și facă treaba. Domnul Valentin, când ați simțit că această cupă poate ajunge în vitrina Stelei? 84-5, când am și venit la echipă. Ce ați găsit când ați venit la echipă? Echipa era deja formată, era și juca foarte bine. Și a rămas doar să-i conving pe ei. Și cum i-ați convins? Din vorbă în vorbă, încetişor, cu răbdare. Cu cine ați mai rămas în legătură în acești ultimi 38 de ani? Cam cu toți jucătorii, cu toți care au fost, care mai sunt. A fost vreunul care în acea perioadă încerca să vă ceară ceva deosebit? Da, mi-aduc aminte de Majaru. A zis să-l ajut cu carnetul de conducere și am zis asta nu niciodată. Acest trofeu am putea spune că o bucățică mică vă aparține și dumneavoastră. Ce vă aduceți aminte fix după ce a apărat Ducadam ultimul 11 metri? Să-mi aduc aminte ceva? Nu era nimic. Eram, mă rog, bucuros că am câștigat, deși eram trist că n-am câștigat înainte. Vă așteptați să câștige după 90 de minute sau după 120? Dacă era și Tudorel în teren, cred că da. Fără să spun că Bălan, care i-a luat locul, n-a făcut un joc extraordinar. Știați că Iordănescu va dori să intre pe parcursul meciului? La dumneavoastră a venit informația asta? Păi știam că o să intre. Pentru că l-am convins. Dumneavoastră ați fost cel care l-a convins. Da. S-a lăsat greu convins? Bineînțeles. Puiul e totdeauna în felul ăsta. Nu ascultă. Au trecut 38 de ani de când ați câștigat Cupa Campionilor Europeni. Ați fost schimbat. V-a părut rău că n-ați bătut 11 metri? Nu știu, după ce s-a terminat meciul, normal că mi-a părut rău. Nu știu cum mă simțeam atunci, fiindcă cam nu-i convenea nimănui să execute penaltia. Era foarte, foarte dificil momentul, adică de fapt s-a și văzut că au fost emoții, fiindcă a ratat și Miți Majaru, a ratat și Loții. După ce a văzut Lăcă că au dat șuturile slabe, a luat decizia să șuteze foarte tare și a deschis drumul spre victorie. Eu cred că aș fi bătut, fiindcă eram unul din executanți, deci eram obligat să bat. Adică Loții Beloni știu sigur că zicea atunci că nu vrea să execute, fiindcă el nu executa penalti. Din toată campania ați marcat multe goluri. Care vă este cel mai drag? Toate golurile au fost importante. Și cel cu Sisi, fiindcă ne-a dus în semifinale. Și cel din semifinale, fiindcă jucam contra unei echipe foarte, foarte puternice, foarte bune. Bine, dacă ar fi așa, eu cred că golul întâi cu Anderlecht a fost un gol foarte, foarte frumos și în același timp foarte important, fiindcă a deschis drumul spre victorie. Totuși, Anderlecht, atunci, la ora aceea, erau una din echipele de club cele mai bune din lume, din Europa, să spun. După ce ați câștigat Cupa Campionilor Europeni, a apărut mai ușor meciul din Supercupa Europei cu Dinamo Kiev? Dinamo Kiev era supranumită echipa secolului, adică ziarele franțuzești nu ne dădeau nicio șansă. Ei câștigaseră, mi se pare că cupa cupelor, da, de o manieră categorică, nu știu cu cine a jucat, cu o echipă franceză, parcă, și aveau într-adevăr în componență jucători extraordinari și toate aceste lucruri pe noi ne-au motivat foarte mult, ne-am concentrat foarte tare și am reușit victoria mai ușor decât s-ar fi părut la momentul potrivit.
Am câștigat în comparație cu meciul din Japonia. La meciul cu Japonia nu ne-a prins atât de bine pregătiți de joc. Nu am fost conectați la miza acelui joc și pe urmă mi-am dat seama cât de important era și acel trofeu, fiindcă atunci eram socotiți cea mai bună echipă din lume. Ducadam a apărat ultimul 11 metri. Ce făceați în acel moment? Înainte de 11 metri am avut încredere în el și i-am spus că o să apere 11 metri. Și cu ce eram acolo cu toți băieții, la grămadă, ca să zic așa, speram să reușim să facem marea performanță pe care am și realizat-o, de fapt. Pe tot parcursul până în finală, care a fost meciul care v-a dat cel mai mult încredere că puteți să câștigați trofeul? Meciul cu Andele, când am câștigat cu 3-0 la București și a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre. Ne-au dat încredere, dar de fapt parcursul a fost cam foarte bun al nostru, am jucat foarte bine și ultimul meci cu Andele, așa cum am spus, a fost bombona după colivă. Dacă în finala cu Barcelona nu erați considerați favoriți după câștigarea trofeului, când ați jucat Supercupa Europei cu Kiev, erați mai încrezător sau era presiunea mai mare pe echipă? Era presiunea mare pentru că Dinamo Kiev era o super echipă, aproape național la Uniunii Sovietice. De la noi mai lipseau, au lipsit câțiva jucători importanți, dar totuși aveam încredere, aveam speranță. Ajunsesem la nivelul în care aveam încredere în noi și nu ne făceam probleme, pentru că Neimi ne spunea înainte de meci că mai mult decât să pierdem, nu are ce să se întâmple. Meciul începe de la 0-0, deci practic trebuie să jucăm să mai câștigăm un punct. Un punct l-aveam fără să jucăm. Deci am avut încredere. Dumneavoastră erați capitanul. Cum vă impuneați în vestiar în fața jucătorilor care erau și prieteni? Am fost capitanul echipei, deci noi am fost toți prieteni. Nu am fost capitanul echipei și nu mă impuneam eu în vestiar. Deci ne respectam toți și eu mă consider capitanul echipei pentru că la începutul meciului alegeam terenul. În rest nu pot să spun că mă impuneam, că nu era normal să nu. Aveam antrenori care ne dau indicații, care îi respectam și datorită faptului că ne-am respectat între noi și am reușit aceste mari performanțe, pentru că noi vorbim numai de Cupa Campionilor, dar noi am câștigat și Supercupa Europei. Dacă exista VAR, câștigam și Cupa Intercontinentală și am mai jucat și o semifinală și o finală, care sunt lucruri extraordinare nu pentru o echipă din estul Europei, prima echipă, și cu jucători români, numai jucători români. Și să ținem cont că am câștigat Cupa Campionilor în Spania cu Barcelona, nu cu orice echipă și nu oriunde, deci la ea acasă. E un lucru foarte mare. Și vreau să menționez ceva. Meritul câștigării Cupei Campionilor este al conducerii ministerului, conducerii tehnice, conducerii medicale, a domnului Valentin și al echipei noastre. Nimeni din echipa noastră nu a avut un merit în plus față de ceilalți. Toți au același merit și din cauza asta am și reușit să câștigăm. Să fie asta atul cu care Steaua a dominat 5-6 ani de zile? Atul a fost prietenia dintre noi, faptul că nimeni nu a vrut să fie mai presus de celălalt și ne-am respectat și valoarea noastră, valoarea jucătorilor. Pentru că aveam o echipă care a practicat un fotbal care puține echipe îl practică acum.